Ia spune, Produchin, cum ai de gând să-ți duci viața de aici înainte? În mod cinstit. Bine, bine, de asta nici nu mă îndoiesc. Dar așa, mai concret, cam cum îți închipui dumneavoastră treaba asta? Păi mă bate gândul să mă apuc de munca câmpului, ține comandant. Da? Dar de ce te trage ața spre munca câmpului? Păi sunt țăran, în toate ah. în Îmi place și natura. Ah. Și aici, în închisoare, m-a apucat așa un dor de natură. O să-mi cumpăr o vacă O vacă? Da, una cu un urger uite atât de mare mă, mă rog, mă rog, o vacă e, e și asta o treabă Numai că doar de vacă aia vrei să te ocupi Nu cunoști nicio meserie? Ba, cum sunt? Chiar mai multe De exemplu? Păi, să zicem Meseria de lacătuși. Uh -huh. Câte lacăte și braște ne-am deschis eu cu... Da? Da, te ascult da, ce temă a avut lecția? Evgeniu Neghi. Și în legătură cu ce ți-au pus întrebări? Cu Tatiana? Ce-o mă rog, de înțeles la Tatiana? Păi, uite ce, spune-le... Ascultă aici la mine. spune să se lase de chestii din astea demagogice, mă auzi? ce e întrebarea aia dacă o să aibă sau nu o să aibă copii Tatiana? Ce, despre asta tratează poemul? Vezi că vin acum și îi lămuresc eu pe toți. Uite, spune -le. Da, bine, 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 bine ți-l trimit pe Nicolaev. Ai văzut? Tomară și! Au întrebări! Alo? Nicolaev? Dumneata ești? Păi, că flăcăii noștri au dat profesoarei de literatură lecția peste cap. Da, au început să-i pună niște întrebări. Cum? Da, de Tatiana din Evgeni Onegin. Da. Da, ci că întreabă dacă bătrânul o să-i poată face copii sau nu. Da. Ia, ia, du-te mătăluț acolo și vezi cum se treaba. Da? Haide, hai. Da, 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 îți să avans, mă înțelegi. Mm -hmm. Au început dumnealor să pună întrebări. Nu ar fi să știe dacă... Eu spunem... Spune-mi, te rog, ai? Da. Poftiți poza. E nevasta dumii e, viitoare. Mă așteaptă. Deși în carne și oase n-am văzut-o niciodată. Cum așa? Ne cunoaștem prin corespondență. Baicalova, mai zice, lui Bov Fiodorovna. Îmi dați poza? Ai, ce figură încrezătoare are așa, da. Chiar de prin mirare. Leit ca Și ce-ți scrie? Păi, că se în cazul, numai că nu pricepe cum de-am izbutit să nimerez după gratii. scris, să zmer la inimă. Bărbatul că era bețiv. Până mm -hmm. la urmă l-a dat afară din casă și cu toate astea n-a prins ură pe oameni. Spune, dumneata, crezi că ai cugetat bine la pasul pe care vrei să-l faci? Am cugetat, cum să nu? Uite, eu zic că întâi și întâi ar trebui să te îmbraci ca lumea. Ce, halul ăsta e de când să te prezinti la ea? ce cu joarsele astea pe dumneata? <laughs> Așa îmi cerea mie rolul înainte Știți când porneam la lucru M-au prins în plin servici N-am mai apucat să mă schimb <laughs> Artistule, bine Bine, du-te Și să nu ne mai vedem niciodată Mult noroc!